Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro și pe Facebook. Un subiect care ne interesează întotdeauna, dar de care poate că discutăm cu mai multă emoție atunci când vine vorba de împlinirea unor ani de la tragedia de la Colectiv, infecțiile nozocomiale din spitale. Raportarea acestor infecții ar putea deveni acum criteriu de evaluare pentru managerii unităților medicale, potrivit unui ordin de ministru pus în dezbatere publică. Ce face Ministerul Sănătății? Propune schimbarea criteriilor pe baza cărora e evaluată activitatea managerilor de spitale, iar printre aceste criterii se numără și raportarea infecțiilor nosocomiale, ocuparea posturilor din departament cu specialiști, numărul spitalizărilor de zi, dar și sancționarea unității dacă are probleme igienico-sanitare. Și vrem să vedem în ce măsură ar rezolva asta problema. Îl salut pe deputatul USR, Emanuel Ungureanu. Bun venit în Piața Victoriei! Bună ziua și bine v-am regăsit! Această raportare a infecțiilor nosocomiale înțeleg că ar trebui să facă parte din indicatorii de calitate, așa cum prevede acest document pus pe site-ul Ministerului Sănătății, la secțiunea Transparență Decizională. Noi știm că managerii de spitale se fereau pe cât posibil să raporteze aceste infecții, că erau penalizați, aparent tot dintr-o intenție bună. Dom'le, ai multe infecții, te penalizezi ca să rezolvi problema. Acum înțeleg că s-a ajuns undeva, nici nu sunt premiați, dar sunt evaluați în funcție de asta. Ce înțelegeți? Eu înțeleg că domnul Rafila amână nepermis aplicarea unor norme la o lege care ar aduce cu adevărat sancțiuni drastice pentru cei care nu raportează infecțiile nosocomiale și, atenție, nu fac nimic concret să le combată. Pentru că acest ordin este pus în transparență, mai trece un timp, după aia o să ajungă în Parlament, au loc dezbateri. Asta încearcă Ministerul Sănătății acum să evite normele la o lege care este în vigoare, este promulgată de președinte din iulie 2021, legea 3/2021, care a fost susținută de către USR, de către colegul meu Pop, de către Adivine, de către mine și votată de tot Parlamentul. De ce spun că este esențial să înțeleagă ascultătorii Europa FM asta? Pentru că încălcarea unui ordin de ministru, de către un manager de spital, de către un medic epidemiolog sau de către orice persoană încadrată cu contract de muncă într-un spital, înseamnă o abatere administrativă. În clipa în care încalci o lege, intri în sfera penalului și cu adevărat sunt sancțiuni drastice. În noua lege pe care am propus-o noi, sunt și sancțiuni mărite pentru cei care nu raportează infecțiile nosocomiale, dar atenție, care nu combat, pentru că acum, dacă începem să raportăm, doar constatăm un dezastru care este cum recunoscut prin moartea evitabilă a zeci de morți. Dumneavoastră vorbiți de dezastru de la Colectiv, pentru că dintr-o dată au murit 56 de oameni, dar zilnic mor 35, zilnic, 35 de români de infecții nosocomiale. Noi avem un colectiv zilnic care este neraportat sau este subraportat. Părerea mea este că dacă ne uităm la raportările din Europa, noi avem cel puțin 70 de români care mor zilnic în spitale de infecții nosocomiale. Dar pentru că murim pe rând și aflăm unii de alții pe rând, de asta emoția se concentrează asupra unui eveniment tragic, dar tragedia din viața fiecăruia dintre noi separat și în etape diferite nu mai impresionează pe toată lumea. Tragedia devine tragedie doar când mă afectează pe mine sau pe un apropiat și atunci strigăm și vrem ca ceilalți să se solidarizeze, dar știți foarte bine că nu avem educație încă pentru asta. Problema mea e problema mea, problema ta este a ta, fiecare da. Pentru el. Mă uit pe proiectul ăsta la indicatorii de calitate, ordinul include rata infecțiilor nosocomiale la 100 de pacienți externați și după cum urmează.
Dacă rata e de 3 până la 7%, managerul primește 5 puncte la evaluare. Dacă rata e de 7-10%, managerul are 3 puncte. La o rată de peste 10%, managerul primește 1 punct. Și dacă rata infecțiilor nosocomiale e sub 3%, atunci managerul nu primește niciun punct. Ce înțelegem, de fapt, din povestea asta? Îi dăm niște puncte managerului dacă are infecții și dacă raportează? Adică e, până la urmă, o formă de premiere, de încurajare să raporteze? Da, orice formă de a încuraja adevărul este bună. Problema este că acest ordin nu oferă instrumentele pentru ca managerul să poată să prevină. Adică faptul că eu vă număr mai corect morții decât o facă autoritățile, asta nu rezolvă pentru mine ca pacient sau pentru dumneavoastră ca pacient marea problemă. Acele bacterii sunt în spitale. Rafila a spus acum câteva zile că ar trebui să reabilităm bine spitale vechi de 50 de ani, uitând că problema nu este zidăria. Marea problemă în spitale și combaterea infecțiilor nosocomiale foarte dificilă în spitale foarte vechi ține de circuite. Adică dacă la Spitalul Stanca din Cluj, vă dau un exemplu pe care l-am filmat ieri, avem o clădire care arată ca un grajd, da? Ca un cotez, ca o pușcărie sau poate chiar mai rău. Este o clădire veche din 1890 cu 75 de paturi și povestea o mamă pe nume Anda că efectiv și o să folosesc un cuvânt mai blând, rahatul a refulat dintr-o baie pe o instalație veche, ea a fost mutată cu lăuzele de pe care ieșiseră din ATI și am avut băi de pe care s-au luat clepsiela pneumonie, adică dacă vreți un Mercedes al acestor bacterii, da? Deci bacterii ucigașe de rang înalt, și o serie de copii au fost infectați sau mai grav, mame au fost infectate și și-au omorât copiii. Deci degeaba renovezi, tu pui termopane la jeg, dacă tu nu poți să faci saloane cu un singur pat. De asta am spus că din PNR trebuie construite spitale noi de la zero și trebuie să pui la agenția aia pentru infrastructură, nu fost pușcăriași, ci oameni competenți care au construit vreodată vreun spital nou. În țara asta s-a făcut la Mioveniu, nu? Și s-a mai făcut pe la Bistrița ceva de la, să zicem, cu cap și coadă, este un manager bun acolo, Lazani. Dar tot timpul în această zonă nu sunt oameni care vin și spun hai să construim de la zero după standarde europene. Hai să mai vopsim, hai să mai punem un termopan, hai să tratăm antibacteriologic pereții, dar asta nu înseamnă paturi suplimentare, spații mai largi, suprafețe care trebuie igienizate după anumite reguli, inclusiv biscuiții ăștia pe care îi vedeți dumneavoastră în spitale, acele, să le zicem, plafoane false care au becuri și care arată foarte bine, sunt în afara normelor, norme care există acum, care nu sunt în lege, care sunt încălcate ușor pentru că oamenii nu răspund penal. Deci, mă întorc la raportare fără măsuri de combatere. Nu poți să combați infecțiile nosocomiale fără laboratoare. Deci, gândiți-vă că o infirmieră deschide capacul la un recipient în care este biocid și după miros presupune ea dacă e eficient sau nu. Dacă e un miros înțepător, atunci zice, bă, cred că ăsta e bun, n-are nicio altă formă ca să determine dacă este eficient sau nu. Dacă nu miroase destul de bine, merge și spune la manager, bă, s-ar putea asta să fie diluat, ca în cazul Hexifarma. Și gândiți-vă că avem puține laboratoare la nivel național care să facă probe. Da, domnule deputat, noi pendulăm acum între filozofia precedentă, dacă raportezi, ești penalizat, că de ce ai infecții și de ce le tolerezi și de ce nu faci mai mult, ceea ce sigur ducea la subraportare. Acum, filozofia ministrului Rafila, înțelegem că este,
încurajarea raportării, punctarea, care nu e neapărat direct proporțională, dar e acest sistem pe care l-am enunțat mai înainte, ai o rată de 37%, primești cel mai mult la evaluare, pe urmă, mă rog, dacă ai peste, primești ceva mai puțin, dacă ai sub 3, nu mai primești nimic. În orice caz, probabil că e cumva încurajarea de a ține această rată între 3 și 7%, îmi dau eu seama după criteriile astea totuși, în condițiile în care noi știm că rata de obicei este statistic peste 7%. Care ar trebui până la urmă să fie formula prin care managerii să nu se gândească nici la puncte, nici la pedepse, nu știu, să aibă niște pârghii să facă ceva. Bani, despre bani e vorba. O să vă spun un lucru în premieră. Ce face domnul Rafila este clar că trage de timp. El, în loc să angajeze oameni să facă norme, a pus vreo 60 de oameni din pepinierea de partid pe acolo, pe la departamentele din minister, nu acolo în zona de norme. Deci nu se aplică legea, nu există disciplină, ordinele astea sunt niște vorbe în vânt. Ce vă spun eu concret este că spre exemplu la Spitalul Județean din Mureș, unde au decedat 5 pacienți și au fost raportați de epidemiologul spitalului, acolo, atenție, medicii de acolo, 17 la număr, în 26 octombrie, acum câteva zile, au trimis un memoriu către Consiliul Județean în care au spus și un șir absolut îngrozitor, absolut îngrozitor, o să public acea listă, cu memoriile pe care le-au făcut ei de-a lungul timpului, în care au spus, n-avem echipamente de protecție, n-avem biocide, n-avem detergenți, n-avem laborator care să determine calitatea biocidelor, n-avem eu lung șir. Întrebarea mea este, dacă managerul de la Spitalul Județean de Mureș, domnul Gârbovan, n-ar fi fost numit politic, și era acolo un tânăr cu un concurs venit să aibă grijă ca spitalul să aibă de toate pentru pacienți și pentru personal. Pentru că, atenție, se îmbolnăvește de acele bacterii și personalul. Sunt cazuri și de decese. Ce înseamnă asta? Managerul știe că el raportează politic. El dacă dă rău și se zice că în spitalul lui se moare de bacterii, el zboară din funcție. Și atunci se vor găsi metode să se ascundă o realitate cruntă. Dacă instrumentarul nu este corect dezinfectat, atenție, printre plângerile pe care le fac cei din spital, este că nu s-a făcut mentenanță la aparatura vitală pentru pacienți de 4 ani. Mm-hmm. Adică medicii de acolo se plâng că nu pot să opereze în condiții de siguranță pacienții și că, atenție, nu se face triajul pre-spital, adică când intri în spital să se facă acel screening, acel control dacă nu vii cu o bacterie din altă parte. În spitale civilizate din lume, asta se face. Nu vine pacientul cu papornița de acasă, cu pijamale, cu săpunelul lui. Ați văzut în spitale din România să vină pacienții în spital să fie dezbrăcat la propriu, la pielea goală și să îi se spună aici este dușul, te speli cu săpunul ăsta, nu atingi nimic, de acasă îți lași la vestiar orice bocceluț, orice sursă de bacterie, îți facem un precontrol ca să vedem dacă n-ai venit din altă parte cu bacterie și apoi intri pe salon, dar nu intri cu punguța și o pui sub geam. Nu te duci la bancomatul de cafea și pui cu degetul și după aia te duci la baie și îți faci nevoile și... Nu există spitale dincolo fără capace la WC-ul, fără săpun lichid, fără hârtie igienică. De femeile de la ginecologie 1, de la Spitalul Județean din Cluj, spuneau că nu era hârtie igienică niciodată la baie, că trebuiau să aducă acasă obiecte de igienă intimă și dezinfectanți de primă deci mână. Deci lucruri absolut banale. Da, șervețele, căutau în debarale niște detergenți ca să curețe WC-ul. Deci disciplina asta a igienei în spitale și circuite, adică băi în fiecare salon, două, trei paturi. Fără asta n-ai cum să combați infecțiile. Domnule deputat, asta ține de mentalitate sau ține de lipsa de resurse? Adică nu cred că hârtia igienică e ceva atât de scump azi încât să nu-ți ajungă bugetul să pui în toate băile sau să o înlocuiești.
Ține de hoție, vă aduc aminte că am fost în vizită neanunțată la UPU Târgu Jiu, unde la baie se scurgea de-a dreptul rahatul pe pereți, cumpărase spitalul de 1 milion de euro hârtie igienică și la ora 10, momentul în care am intrat eu acolo pe neașteptate, nu am găsit hârtie igienică în tot spitalul, la nicio baie. Deci este neglijență criminală când vorbim de biocide care nu se aduc sau de proastă calitate sau de neglijență nesimțită pur și simplu când nu asiguri într-un spital să pun lichid sau nu pui capac la budă. Da. Deci incredibil, deci sunt lucruri fundamentale de igienă care nu pot să lipsească într-un spital. Românii se duc cu groază, adică întrebați pe stradă, oamenii zic, dom'le, mi-e groază la spital, e mizerie. Mopurile, țineți minte din filmările mele, mopurile negre, și mergeam la manager de spital filmând cu mopul și îmi spunea, dar e alb. Bă, e negru! Mă, nu spune că e alb, că e negru, că-l vede toată lumea. Da. Nu, că așa se murdărește ușor, incredibil. Și am arătat imagini de la spitalul Gregorio Marañón din Spania. Băi, lingeai pe jos! Nu se poate așa ceva, adică în sistemul sanitar intră 10 miliarde de euro pe an. Nu e vorba doar despre lipsă de resurse, ci e vorba despre bunul simț și de lipsa legii. Domnul Rafila mai dă un ordin care este în dezbatere și nu face norme la o lege, pentru că dacă e lege, atunci nu mai poți să faci tu plan de conformare că vine ANMCS, Autoritatea de Management în Calitatea Sănătății și face o droaie de hârtii și o să vă dau rapoarte, spre să avem o emisiune lungă cândva și o să vă dau rapoarte neglijate ani de zile de miniștri. La Spitalul Clinic Județean din Mureș, celălalt, nu cel în care au decedat 5 persoane, apare scris negru pe alb. 31 de morți neraportate în 2018. Ce înseamnă 31 de morți? Că acea bacterie s-a răspândit fără nicio problemă, ceea ce înseamnă omor din culpă, neglijență criminală, adică tu știai că ai bacteria, nu ai raportat că cineva a murit de ea și ea s-a răspândit. E atât de simplu, e o chestiune de viață și de moarte, nu de politică. Acest Comitet Național pentru Prevenirea și Limitarea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, care s-a înființat în iulie, poate folosi la ceva? Pentru că am văzut că el cuprinde pe hârtie, pe lângă Ministerul Sănătății, MAPN-ul, Ministerul de Interne, al Justiției, Administrația Penitenciarelor, chiar SRI, Academia Română, Ministerul Muncii, Asociația Primarilor din municipii și din comune, și stau și mă gândesc, e poate fi un prim pas, nu știu, măcar să mai deschizi ochii asupra problemei, să faci genul ăsta de educație, de mentalitate, dacă nu altceva? Absolut zero este acest comitet, pentru că nu merge prin lege. Nu e lege, unde e lege nu e tocmeală. La noi și când e lege este tocmeală. Tot ce este prin ordin este zero. Este un act administrativ care dacă este încălcat nu are niciun fel de consecințe. Eu vă dau un exemplu de manual. Podul unde funcționează Institutul de Transplant din Cluj. A venit domnul Rafila, a anunțat de mine, de avocatul poporului și a zis, domnule, da, e un pod neautorizat din 2000 unde funcționează un spital. Bun, este un centru de transplant multiorgan pe care a trebuit să-l facă Spitalul Județean prin PNRR. Dacă dumneavoastră ați fost ministru, nu era logic ca primul lucru pe care să-l faceți e să spuneți, dau repede drumul la bani. Suntem la faza de autorizație de construire. Hai să-i mutăm repede pe oamenii ăștia care salvează vieți în podul ăla. Eu vă spun că în acel pod se salvează vieți, dar se pun și în pericol vieți. Uh-huh. Unul dintre copiii din asociația mea a fost infectat în acel pod acum 3 luni de zile cu Klebsiella pneumoniae. Și nu este neapărat vina medicilor. Nu înseamnă că eu nu am trimis control acolo, n-am făcut scandal, n-am încercat să evit un alt incident, pentru că a fost pe moarte Nicoleta Breaz. Să știți că au un nume pentru mine acești copii și mă doare. A fost viața ei pusă în pericol.
ce am vrut eu ca să se întâmple? Oameni buni, dacă sunt bani, dacă avem acolo PNR și un proiect a Consiliului Județean, care este de la PNL, nu e userist, n-am luptat pentru, știu eu, pentru partid și pentru sloganuri. Am spus, este făcut de Consiliul Județean, dați drumul. Ce a făcut domnul Rafila? Exact ceea ce a spus dumneavoastră, un comitet. Deci în loc să dea drumul la PNR, a trimis o scrisoare la Consiliul Județean și a zis, băi, o situație periculoasă la Institutul de Transplant, într-adevăr este un pod neautorizat, vai, hai să facem un comitet de analiză. I-am trimis la domnul Ciucă și am spus, domnule, dacă nu dă Rafila bani din PNR, dă domnule din fondul de urgență, că se face... Acum la Constanța nu se face un spital de la zero, se face stadion. Păi foarte bine, nu zic că e rău că se face. Până nu faci un spital înainte, că înainte de a ne distra, poate sănătatea contează. Bani din fondul de urgență s-au găsit pentru stadion, dar nu s-a găsit să se facă un spital nou nici la Cluj, unde s-a făcut un stadion foarte fain, nici la Craiova, unde e un stadion foarte fain, nici la Târgu Jiu, care n-are echipă de fotbal și are un spital unde curge rahatul pe pereți. Astea sunt prioritățile noastre. Noi trebuie să ne privim în ochi ca nație și să spunem clar, păi, nu ne interesează sănătatea. Restul poveștii, sloganul la televizor. Rafila a venit și a constatat că niște medici operează într-un pod fără autorizații, fără circuite și a făcut un comitet. Mulțumesc foarte mult, deputatul USR Emanuel Ungureanu, azi în Piața Victoriei. Și eu mulțumesc. Îl salut în Piața Victoriei pe Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților. Bună seara, domnule Barbu! Bună seara! Sărim cumva într-o altă extremă, deci până acum le era teamă managerilor să raporteze, acum, grație acestor posibile punctaje, vor fi încurajați să raporteze și ce nu există, de dragul punctajului? Da, dacă ordinul ministrului supus în dezbatere publică va fi aprobat și publicat în monitor, deci aplicat, da, vom trece în cealaltă extremă, în care managerii sunt încurajați cumva să aibă infecții în spital pentru că primesc niște puncte. Ba mai mult, noi glumim și spunem că unii dintre manageri chiar pot să meargă cu recipientul cu bacterii și să infecteze pacienții tocmai ca să aibă ce raporta, pentru că acum ei nu au ce raporta decât ceea ce vedem. Și ceea ce vedem doar determinări făcute în secțiile de terapie intensivă, în secțiile chirurgicale, unde unii dintre medici au posibilitatea să determine prin analize cerute de ei, cerute pentru a determina dacă există infecție nosocomială sau nu. În rest, nu se pot stabili. Asta vreau să vă întreb. Explicați-ne un pic ce înseamnă nu au ce raporta, când toată lumea știe că există aceste infecții, că nu au cum să nu existe. E un fapt recunoscut și în Occident, în cele mai performante spitale. Explicați-ne puțin. Păi este simplu. Infecția nosocomială este individuală. E pe fiecare pacient în parte și diferă. Diferă de la o bacterie, virus, infecție cu fungi. Deci, iată, sunt diferite și trebuie nominalizate. E o infecție, o persoană. Bun. Și mai mulți pacienți pot să aibă mai multe infecții sau pot să aibă mai multe posibilități de infecție sau, dacă vreți, infecție cu aceeași tulpină, da? Cu care s-au infectat și alții. Bun, pornind de aici. Această infecție trebuie determinată la fiecare pacient, dacă el are simptomatologie sau mai mult, trebuie să verificăm dacă există suprafețe infectate, să nu infecteze și pe ceilalți. Apoi managerul, medicul curant trebuie să participe împreună cu colectivul de epidemiologie specializat în determinarea infecțiilor nosocomiale, iată atenție, deci determinarea infecțiilor nosocomiale, care trebuie să colaboreze împreună cu șefii de secție să stabilească, da, este infecție nosocomială, ea trebuie în primul rând izolată, pentru că este periculoasă și pentru ceilalți, inclusiv pentru personalul medical, și atunci se determină să introduce într-un sistem de raportare, să întocmesc niște documente individuale
pentru asta, pentru că ele sunt documente medico-legale. În baza acestor documente, pacientul poate să solicite despăgubiri dacă a fost infectat fără voia lui, să spunem, în spital. Și are, bineînțeles, daune, fie în planul sănătății, fie chiar poate să aibă și risc vital. Și de multe ori se întâmplă și acest lucru. Deci, iată, aceste determinări trebuie făcute de niște persoane specializate, care se numesc epidemiologi, da? Care stabilesc că este infecție nosocomială și trebuie raportată mai departe managerului spitalului. Există. Și, bineînțeles, mai departe, managerul are obligația să anunțe Direcția de Sănătate Publică și alte instituții, mă rog, care sunt prevăzute de lege. Deci, dacă managerul, el raportează ce îi vine din secție. Numai că la ora actuală este limitată stabilirea infecțiilor nosocomiale, pentru că v-am spus, doar la nivelul secțiilor de terapie intensivă. Asta vreau să vă întreb. Are un spital echipă de epidemiologi corespunzătoare dimensiunii spitalului ca să poată să facă raportările astea cum trebuie? În covârșitoarea majoritate a spitalelor din România, în spitale publice, nu există echipă specializată și echipă care să respecte ghidurile și protocoale internaționale și mai ales protocoalele de spital. Mai mult, avem și acum reglementări legate de prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale. Nici nu ne-ar fi trebuit o altă lege, pentru că existau reglementări. Problema este să avem specialiști. Problema este să avem mijloace financiare alocate pentru acest program, pentru că, să nu uităm, avem nevoie de prevenire, înseamnă ce? Educația personalului, educația pacienților, achiziția de echipamente care să facă dezinfectarea, de substanțe specifice, de control, bineînțeles, de efectuarea unor hărți la nivelul unității medicale care să fie introdusă într-un sistem informatic de raportare și de gestionare a infecțiilor și de intervenție acolo unde apar izolarea cazurilor, fie că e la personalul medical, fie că e la pacient sau fie că îl găsim pe suprafețe, ele trebuie izolate, protejate, dezinfectate, iar pacienții, bineînțeles, trebuie să intre într-un program de tratament pentru prevenirea complicațiilor. Și personalul medical, de asemenea, trebuie și el evaluat periodic. Dacă mergeți în spitale, veți vedea că sunt persoane care nu au fost evaluate medical în ultimii 10 ani absolut deloc. Deci, iată, aici sunt problemele. Principalul vector de transmitere a infecțiilor nosocomiale este personalul medical. Asistente, infirmiere, alte categorii de personal, chiar și medici. Deci nu se transmit așa ușor. Bine, mai sunt și alte căi, e vorba de lipsa de educare a pacientului care merge oriunde în spital, pune mâna peste tot, nu respectă igiena și așa mai departe. Deci, despre asta ne-a vorbit ceva mai devreme și deputatul Emanuel Ungureanu. Chiar vreau să vă întreb dacă dumneavoastră le spuneți pacienților sau aparținătorilor ce reguli trebuie respectate atunci când medicii nu o fac sau dacă, știu eu, personalul administrativ din spital nu are inspirația asta să le comunice ce trebuie făcut, ce precauții trebuie să-și ia și pentru binele lor, și pentru al medicilor, și pentru al celor care vin și pleacă din spital ca vizitatori și așa mai departe. Ori de câte ori am avut ocazia să știți că le-am spus și mai ales în ultima perioadă, aparținătorii pacienților ne sună, reclamă că nu sunt lăsați să intre în spital, nu sunt lăsați să ajungă la patul pacientului. Și le spunem care este motivul și în situația în care este neapărată, să spunem, pătrunderea în spital, îi rugăm să respecte condițiile de igienă și le spunem și consecințele, atât riscante pentru pacientul lor, cât și pentru restul pacienților sau, eu știu, personalul medical. Deci le spunem aparținătorilor că este nevoie să respecte condițiile de igienă, să nu meargă, să intre în spital, să meargă oriunde, să poarte echipamentul de protecție acordat și indicat de personalul medical odată cu pătrunderea în spital și mai ales cu pătrunderea în salonul pacientului și rugăm pe cât posibil să nu aibă contact direct cu pacientul, pentru că există riscuri foarte mari. Deci noi discutăm de multe ori și cu pacienții, sfătuim, pentru că sunt unii care suspectăm o lipsă de educație sanitară și atunci învățăm
merg la toaletă, să aibă grijă cum folosesc toaleta, să nu pună mâna, cum folosesc frigiderul, pentru că și frigiderele sunt pline de bacterii cu rezistență la tratament specifice spitalelor. Iată, există acinetobacterul care stă foarte frumos în frigider și este de multe ori multirezistent și dau niște pneumonii aceste bacterii foarte periculoase, chiar cu risc vital. Și îi sfătuim pe pacienții, mai ales persoanele mai în vârstă care s-au, mă rog, au căpătat anumite deprinderi și nu utilizează, să spunem, anumite substanțe dezinfectante, nu se dezinfectează pe mâini. Deci noi, ori de câte ori avem această ocazie, chiar de multe ori am riscat să intrăm cumva în conflict cu aceștia, că le spunem, păi ce, domnule, mă înveți pe mine cum să procedez, știu. Da, dar vedeți, aici mai bine le dăm un sfat, chiar dacă suportăm noi reproșurile, decât să știm că ei se supun unor riscuri. Și mai ales, noi cam știm unde sunt focare în care pacienții se pot infecta și atunci îi prevenim pe unii dintre ei să aibă grijă, mai ales în secțiile de chirurgie, în secțiile de terapie intensivă, în secții în general unde se fac intervenții. Îl vedeam medicale pe ministru Rafila zilele trecute spunând că, mă rog, ar fi, dacă nu suficientă, măcar utilă decojirea acelor pereți vechi și aplicarea unor substanțe bactericide pe de o parte, pe de altă parte, acolo unde se poate ca pacientul să fie ținut într-un salon cu un singur pat. Ori noi știm că probabil covârșitoarea majoritate a spitalelor publice, cel puțin din România, sunt în situația de a nu putea să respecte lucrurile astea. Și atunci mă întreb ce e de făcut, dacă ordinul ăsta, proiectul ăsta de ordin, cum să spun, adresează de fapt, abordează problema, îi găsește o rezolvare sau nu? Păi nu, nu rezolvă problema. Deci nici pe departe. Sunt, în acest ordin sunt prevederi în care anumiți indicatori sunt corect stabiliți și vin să îmbunătățească calitatea actului managerial, să spunem, și îl motivează cumva pe manager să ia anumite măsuri. Nu tot ordinul este. Noi criticăm doar acel punct care se referă la raportarea infecțiilor nosocomiale. Acolo este chiar, dacă nu e dramatic, e de râs modul cum este formulat. Nu pot să-l încurajez pe manager să declare din burtă, pentru că dacă nu e asigur condiții să declare, el nu are cum să declare, pentru că altfel venim noi de dincoace și facem sesizare la parchet pentru fals. Și uz de fals, atenție, pentru că indicatorii sunt utilizați pentru evaluarea activității managerului. Deci, practic, nu poate să-l împingă pe manager acolo. Sau mai mult, e vorba de neîncrederea pe care o să o avem noi pacienții și aparținătorii legat de acest subiect, pentru că dacă managerul declară, să spunem, 5%, noi știm sigur că este din burtă și managerul, ori că a infectat pacienții ca să declare mai mulți, că știm că în mod real nu se pot raporta mai mulți. Și vă rog să mă credeți că în ultima perioadă am discutat cu mulți și de mult timp discutăm cu specialiști, cu epidemiologi, cu medici infecționiști de terapie intensivă, cu chirurgi. Am discutat despre acest aspect și ne-au spus și ei că nu, la noi nu sunt infecții raportate pentru că nu le determinăm. Cum să declar eu, că așa am discutat cu manageri, și a zis, domnul Barbu, cum să declar eu 5%, da, sau 3% infecții dacă nu le am? Eu nu le am la mine, eu sunt economist, spunea domnul Barbu, zice, sunt jurist altul. Eu nu mă pricep la chestia asta, eu aștept să-mi vină aceste raportări de la specialiști, dar eu nu am epidemiolog decât 2 ore pe săptămână. De ce? Pentru că el, acel epidemiolog, lucrează și la alte spitale, inclusiv la Direcția de Sănătate Publică, cea care trebuie să gestioneze și cea la care să se raporteze și cea care controlează, dacă vreți, raportările acestor infecții. Deci, vă dați seama ce conflict de interese și aici. Și cum să fac asta dacă nu am cu cine, nu am echipă, nu am bani să cheltuiesc pe analize de laborator? Aici trebuie să intre Ministerul Sănătății. Da, și legea aceea dată anul trecut, așa făcută la modul populist, și mie îmi pare rău că președintele a promulgat o asemenea lege, este făcută, ce să vă spun, la modul populist. Nu rezolvă problema. Tocmai iată și motivul pentru care nici măcar Ministerul Sănătății nu face normele de aplicare, pentru că n-ai cum. Este, ce să vă spun, este ilogic ce acolo. Pentru că e nevoie, în primul rând, de un program național
chiar dacă el este prin lege sau prin ordin al ministrului sau prin hotărâre de guvern, pe noi nu ne interesează, ne interesează să existe un act normativ prin care să stabilească reguli, prin care să se stabilească bugetări, da? Și prin care să oblige Ministerul Sănătății sau pe cei în drept să asigure resurse umane. Păi noi dacă avem circa 150 de medici epidemiologi de spitale specializați pe spitale în țară, la peste 300 de spitale publice, înseamnă să avem 0,5 medici pe fiecare spital. Dar gândiți-vă, mai sunt și alte instituții care utilizează acest specialist, Institutul de Sănătate Publică, Direcțiile de Sănătate Publică. Deci, practic, avem un număr insuficient, chiar nesemnificativ, de medici specialiști care trebuie să determine infecțiile nosocomiale din spital, să le, în primul rând, să facă eforturi să prevină, pentru că asta este cel mai important lucru. Vasile Barbu, Asociația Națională de Protecție a Pacienților, mulțumesc foarte mult! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.